lumea cu adevărat seara de data asta. Atenția tuturor. Ionuț, aude în spate acolo? Da, e bine. Am o scurtă prezentare. Se intitulează Învățăturile lui Mihai Vânătoru către toți cei ce vor avea trebuință despre o seamă de probleme SEO specifice magazinelor online de fashion, cum se pot ele identifica și rezolva. Am gândit că un titlu așa, după înțelegul, poate foarte transmită exact. Avem fix 20. De pe unde e pointul aici? Nu funcționează. Uite, de gata acolo. Point. Lasă-te. Avem? Avem fix 21 de slide-uri și o să vă rog să mă suportați să le duc până la capăt și le povestim după aia. Bun. Primul. Când vorbim despre un magazin online și vorbim fie de fashion, fie de cosmetics, fie de orice, în primul rând trebuie să master the basics, să spunem noi, să înțelegem cum funcționează motorul de căutare și ce trebuie să facem ca să ajungem aici, la ranking, la Nirvana, unde ne dorim, da? În primul rând, foarte pe scurt, pentru că ăsta e primul slide cel mai tehnic, vă promit că de acum încolo o să fie mult mai colorat lucrurile. Avem o componentă de crawling, adică, ce înseamnă asta? Motorul de căutare, Google în cazul nostru, are un roboțel a cărui singură treabă este să meargă pe tot internetul și să găsească site-uri, apoi un site odată găsit să identifice paginile din acel site. Practic găsește site-ul nostru și anume www.cosmetics.ro și apoi zice, uite, asta e toată lista de pagini din site-ul nostru. Bun. Odată identificate toate aceste pagini, în mod corect, el începe să le indexeze, adică să înțeleagă conținutul din ele. Și atunci o să vadă, da, domnule, există o categorie de oje, o categorie de parfumuri, o categorie de farfuri și așa mai departe. Bun. Ce trebuie să știm este că o mulțime de lucruri pot merge rău la nivelul ăsta. Adică noi avem atâtea moduri în care îl putem împiedica pe Google să-și facă treaba, încât pare ireal. Adică, dacă avem o structură internă de link-uri prost făcută, dacă avem caractere speciale în URL-uri, gen viezuri și alte lucruri pe care le găsim prin platforme care mai de care, dacă avem blocaje din logo.txt și așa mai departe, putem să-l împiedicăm pe Google să-și facă treaba, adică să ne găsească paginile din site. În cadrul unei campanii SEO, în principiu, cu asta ar trebui să se înceapă. Bun. Acum, punctul 2. Alegeți corect cuvintele cheie. S-a discutat și până acum de cuvinte cheie, nu o să mai insist eu mult pe asta, dar am zis să dau un exemplu foarte, foarte concret. Dinozaurul e albastru cu pete verzi. Deci, nu se vede de mine. Și avem așa, rochii de seară, cred că am menționat și Florin deja, undeva la 90.000 de căutări pe lună, noi gândim lucrurile la nivel de an. Pe ce spunea și Sorin, trebuie să ai o viziune un pic mai de ansamblu, pe perioada mai mare. Ajungi la 1.000.000 de căutări pe an. Mișto, adică 1.000.000 de căutări pe an, pe rochii de seară, e o treabă, poți să faci business. Dar, în momentul în care adaugi în ecuație rochii de seară lungi, scurte, negre, elegante, online, plus alte vreo 300 moduri în care derivate de la acest rochii de seară, ce să vezi? Îți mai dă 1.200.000 de căutări pe an. Ce e mai mișto decât 1.000.000 de căutări pe an? 2.000.000 de căutări pe an. Da. Așa. Bun. Sună bine? Credeți că e de interes și acest 1.000.000 de căutări sau le lăsăm pentru alții și noi le batem aici pe rochii de seară? Bun. Acum. Aici e un slide foarte metropozat. De unde... cum le găsim pe astea 300? Că eu v-am spus, băi, 300, da? Na, cum le găsim pe ele? Folosim niște unelte. Că nu, dacă stăm așa la calculator să ne gândim, după vreo 10-15, se duce inspirația, credeți-mă. Și atunci, dacă folosim niște unelte, parte din ele gratuite, parte din ele cu bănuți. Dar din nou, 1.200.000 de căutări, uite să dăm niște bănuți, da? Și aflăm cum caută oamenii pe net rochii de seară. Și o să le găsim pe alea. Lungi, scurte, crăpate, decupate și așa mai departe. Vedem și câți oameni caută fiecare din aceste combinații, ca să ne putem face o idee de cum să abordăm lucrurile. Putem să ne uităm puțin și la competiție.
Apropo, anul trecut sau când am mai avut odată slide-ul ăsta în cea bunei prezentări, SEMrush era făcut cu gri, adică nu avea date pentru România. De câteva luni de zile încoace, SEMrush oferă și date pentru România, ceea ce e foarte mișto pe rețetă. Punctul 3. Be mobile friendly. Adică, am făcut un mic studiu pe toate site-urile din portofoliul DVF care sunt pe nișa de fashion. Toate astea acumulează, toate site-urile acestea acumulează vreo 900.000 de căutări de vizite pe lună. Vreo 72% din acest trafic vine de pe terminale mobile. E un motiv suficient de bun să dăm atenție mobile-ului și să fim mobile? Este. Deci să ne mai genunchi, 2.200.000, 72% din ei sunt de pe mobile. Bun, cum ne dăm seama dacă suntem mobile friendly? Păi Google ne-a făcut o jucărie în care, disponibil la adresa asta, punem site-ul și ne spune el, ești sau nu ești. Da? Și cum ne spune? Păi fie ne arată așa și spune, eu prezint mobile friendly, ceea ce e de bine. Nu comentăm design-ul sau cum ne-a făcut. Ideea este că acest site se adaptează la ecranul mic. Se adaptează la modul în care este afișat de pe mobile. Sau putem să avem o situație de genul ăsta. În care un site de fashion arată în felul ăsta. Câți a cumpărat pe un site care arată așa? Nu? Da. Și ce să vezi? Google ne spune și ce avem de reparat ca să devenim mobile friendly. Deci chestia asta, băgat aici, luat, dus la programatori, și spui, familie, mobile friendly. Bun. Ca să mai clarificăm o situație. Nu e nevoie să arate atât de urât ca să nu fie mobile friendly. Poate să fie și așa. Și tot rău este. Mobile friendly nu înseamnă neapărat versiunea de desktop un pic mai mică, făcută și zici că se vede și el. Nu. Trebuie să fie efectiv o experiență nativă pentru ecranul telefonului mobil. Asta poate să însemne o altă așezare a meniului, poate să însemne altfel de layout complet al paginii. Punctul 4. Am găsit un studiu foarte deștept care spune așa, cu fiecare secundă în plus la timpul de încărcare, rata ta de conversie scade cu 20%. Adică, de la 1,9 ajunge la 1,5, ajunge la 0,98 și așa mai departe, cu fiecare secundă în plus care trece la, se adaugă timpului de încărcare. Dincolo de faptul că viteza bună oferă o experiență foarte mișto utilizatorului, da? Și îl face fericit oamenilor, utilizatorilor, oamenilor, de ofere, tuturor ne place să se întâmple lucrurile cu anumită viteză pe internet, da? Și amintește cineva care era sunetul ăla când te conectai pe... Da. Da. Și după aia, eu nu-ți las internetul că trebuie să-ți rupă mama. Nu, bă, dar să știi că și acum în noaptea când stau și mai deschide o ușă, mă, de frică să vină mama, că stau pe mine. Deci, dincolo de faptul că îi facem pe oameni fericiți, având un site rapid, ce să ne face și Google? Viteza este unul dintre puținele lucruri confirmate în mod oficial de Google ca fiind un factor de ranking. Ei nu fac greșeala asta de multe ori. Adică ne lasă să ne bate în capul, să zicem, băi, și link-uri, și poate, și... Bă, dar ce să vezi, despre viteză chiar au spus chiar mai bine de important. Bun, și cu toate astea, vedem mult mai des decât ne-am dorit astfel de site-uri. Aici sunt două screen-uri din tool-ul ăsta, Google PageSpeed Insights, care, din nou, este un tool gratuit pus la dispoziție de Google, prin care putem să diagnosticăm viteza de încărcare a site-ului nostru. Așa cum sugerează și scorurile de aici, maximul este de 100. Iar dacă suntem în zona asta de 20 și 30 și 40, chiar până spre 60, nu e deloc bine. Google e atât de drăguț încât ne și arată ce avem de făcut să reparăm, să îmbunătățim scorul ăsta. Din nou, le luăm, le dăm la programator. Bun. Și da, de 25% cam... Dacă tot ai arătat pe unii, acum sunt multe de discutat aici. Și bine, e partea de SEO, deci nu o să intrăm foarte multă zona tehnică. Ai lăsat în slide fix o chestie foarte, foarte interesantă. Eliminate render blocking, JavaScript în CSS.
În momentul în care acel lucru îți apare, ca să poți să-l fixezi, deja vorbești cu clientul, da, administratorul, proprietarul site-ului, și cam dai o soluție să regândești design-ul. Din păcate. Dar în momentul în care ajungi la ideea de mobile friend, ajungi la ideea de bootstrap, foundation, ce folosești tu ca framework de CSS, te vei lovi aproape non-stop de chestia asta. Asta dacă nu, îi declari pentru desktop o versiune, pentru mobile o versiune și îți faci pe lucruri și o să te rogi să nu-ți dea un duplicate content, știi, frumos. Dar să zici că bă, la rezolvi mult mai ușor decât ai rezolvat chestia. Deci da, că sunt multe de discutat aici. Noi avem cazuri concrete de clienți care au ajuns în 98% aici. 98%. Da. Și singurul lucru care l-am împiedicat să ajungă la 100 și a ajuns, da. Nu, a fost fix codul de Google Analytics. În momentul în care l-a scos și pe ăla, a ajuns la 100. Dar după, hai să... Păi nu, dar oricum codul de SEO de analitic, poți oarecum GSU-ul pot aduce pe serverul tău, astfel încât să îi faci un cacheable destul de zdravă și îl reduci. Probabil, nu știu. Ok, SEO. Bun, am înțeles. Bun. Hai să trecem mai departe, că suntem abia la slide-ul 10 din 21. Bun? Bun. Migrare HTTPS. Acum, din nou, asemenea viteze este unul dintre puținele lucruri asupra căruia Google chiar a spus că este un factor de rege. Nu o să intru în detalii, sunt lucruri mult mai tehnice aici, dar pe acest articol de pe blogul DWF găsiți un ghid SEO foarte aplicat, cu doar 32 de pași, foarte simpli, prin care vă puteți asigura că faceți o implementare corectă și o migrare către HTTPS. Da? Asta dacă nu cumva vreți ca traficul vostru să arate așa după migrare. Avea cineva asta? Nu. Să plăcerea că nu l-a spus? Nu. Bun. Acum, că tot vorbim de bloguri. Oamenii, făceți-vă bloguri și scrieți pe el. Acum, cât de des, cât de rar, cât de astea, mai puțin important. Moz chiar a publicat un articol pe tema asta și a zis, dom'le, hai să elucidăm misterul. Și au făcut un experiment. S-au uitat retroactiv. Bă, noi publicăm cu o frecvență de 2 postări pe săptămână. Am să postăm 4 postări pe săptămână să vedem ce se întâmplă. Pentru o perioadă de timp. Ce să vezi? Nu s-a întâmplat mai nimic. Adică creșterea de trafic a fost nesemnificativ comparativ cu dublarea efortului. Hai să o facem și invers. Să postăm unul singur pe săptămână. Din nou, mai nimic. Acum o să vă place să faceți asta. Ideea este că publicul de blog, de cele mai multe ori este un public care... mă rog, acum deja e cazul lor. Este acel trafic brand, adică oameni care oricum veneau acolo doar să vadă ce se mai întâmplă și să consume conținutul respectiv. Până să ajungi să poți să te joci cu lucrurile astea, trebuie să investești mult. Noi, din proprie experiență, pot să spun așa, fără eforturi deosebite, se adună undeva la 100 de articole într-un an, chiar dacă nu mai scrii personal, mai implici pe cineva din firmă, mai soliciți feedback-ul unui client și așa mai departe, acele tipuri de acele articole sunt foarte importante pentru că ele rămân acolo. Ce trebuie să ai însă în vedere, dincolo de a le scrie SEO, a le scrie optimizat, asta nu contează, este că ele chiar să rezolve o problemă. Adică fiecare din articole pe care te străduiești să le publici pe blogul tău, trebuie să răspundă unei situații și nu neapărat să trezească o emoție sau să ceva. E minunat dacă se ajunge și acolo, dar măcar să rezolve o problemă. Măi, cum asortez cercei de așa la brochie? Măi, trebuie să fie într-un fel, da? Bun. Și trec mai departe, numai atât vreau să vă spun, articolele de blog, ar fi bine să fim conștienți că, în esență, sunt de două feluri. Vor fi ele de mai multe, dar cel puțin pe clasificarea asta sunt de două feluri. Este un anumit tip de conținut care ține foarte mult de momentul când este postat. De exemplu, top rochii pentru Revelion 2017. Da? Nu prea o să mai fie de interes la anul pe vremea asta. Da? Asta o să primească un trafic atunci și apoi s-a cam terminat. Și apoi mai avem ceea ce se cheamă evergreen content, adică conținut care rezolvă o problemă destul de perpetuă, care se frecvent. Da? Cum fac să calc o rochie de bumbac care are imprimeul cu paieta. Astea nu se
termină, nu știu, există așa ceva? Există, dar... De ce ești indecis așa? Nu știu dacă există. Adică eu nu pot să gândesc așa repede spre ochii cu faiete, dar nu știu dacă există. Bun. Deci conținutul ar trebui să tindem către acest tip de conținut. Da? Și cu puțin exercițiu reușim să-l facem. Bun, de unde luăm idei de conținut? Ideal ar fi să luăm din ceea ce ne spun clienții noștri, adică să întrebăm pe ei ce probleme au, ce nu știu ce, așa. Dar dacă ne uităm cum fac alții lucrurile și ne spune Busumul lucrul ăsta, dacă ne uităm în Ahrefs, sunt Google Alerts, putem să găsim moduri foarte mișto, adică teme foarte populare, care au prins în alte piețe și care cu siguranță ar fi de interes pentru publicul nostru. Cum putem prezenta acest conținut? Păi, după cum spuneam, prin articole pe blog, dar putem deveni și creativi. Putem face un e-book, ca cel din imaginea arătată, pe care vă invit să descărcați de pe site-ul nostru. Promo. Puteți, sunt site-uri de genul Graphic Reverse sau Video Hive, unde sunt un fel de template-uri de clipuri video și lucruri de genul ăsta, unde poți crea niște filmulețe foarte drăguțe cu un efort minim. Sau poți să iasă niște lucruri complet. Tot să dai 11 euro. Tot să dai 11 euro. Da. 7. Aceste o... câți dintre voi au produse care ies din stoc? Periodic. Tot. Perfect. Pe mână. Deci, are cel puțin o persoană care se adresează acest slide. Ideea e că în fashion și pe site-uri de pantofi și pe site-uri de cosmetice, cred, se întâmplă destul de frecvent să schimbi stocul, să aduci produse noi, să nu mai poți aduce alte produse. Și atunci ce faci cu acele pagini? Și am făcut azi noapte o mică schemă prin care putem să ajungem la modul în care să tratăm corect aceste lucruri. De exemplu, produsul revine în stoc vreodată? Da sau nu? No. Dacă da, răspunsul Ever 200 afișează produse similare. Din nou, dați la programator ca să știe ce să spun, ce înseamnă răspuns Ever 200 cu asta. Dacă nu revine în stoc, există produse similare, din nou, dacă da, avem un scenariu, dacă nu, avem alt scenariu. Există produse, există link-uri către pagina de produs, dacă da, da, dacă nu, nu. Bun, ideea este că aici puteți face poze, chiar e util, adică nu mă aștept să se rețină asta, dar cu siguranță va fi utilă mai târziu. Cert este că, în esență, capetele de finalizările acțiunilor sunt fie în pagini de tip 200, adică pagini, lăsăm pagina respectivă live, urmând să afișăm de aia produse similare până ne intră din nou produsul pe stop, sau afișăm pagini de tip 301 către un URL relevant, dacă nu va mai intra pe stop, dar avem produse similare către care ne dorim să ducem așa oameni, ori pagini de tip 410, nu vrem să... Vrem ca Google să uite complet că a existat acea pagină pe serverul nostru. Cred că slide-ul următor... Da, asta cred că o să vă mâneam, nu poate... Care e mai mișto, ăsta sau nu? Schema B. Ăsta nu? Și mie, și mie tot ăsta. Hai să ne uităm și la asta atunci. Documentarea produselor. Prima dată când m-am uitat la poza asta, am văzut o rochie neagră. Și o tipă face mișto, da. O rochie neagră. După aceea, stând așa un pic să te gândești, îți dai seama că, de fapt, există foarte multe dimensiuni în care poți vedea o realitate. Și anume, rochia asta are o culoare, nu? Nu se vede foarte clar, dar da, are o culoare. E neagră. Material. M-am pus acolo ca tifea bumba. Nu-mi dați seama dacă este complicat. Asta e o poză similară cu bicicletă, dar asta e mult mai bine. Mult mai bine. Crede, nu găsiți pe tot internetul. Bine, pe fata o găsiți, dar... Dacă știți unde s-o căutați, dar... Poza la mântul ăsta. Nu are mâine și șeptițe. Mai am un parametru legat de lungime. Nu știu, acum e dubios asta. Trenă. Trenă. Sau eu, trenă. Asta, nu știu ce. Bun. Chestia aia care atâta. La roghe! Bun, pentru ocazie m-am gândit că ar mai fi un mod de filtrare mărime, designer, n-are nici legătură, după, dați seama, un designer cu chestia asta.
colecție, valoarea 2017, am zis eu, imprimeu. Da, imprimeu, speed, nu știu ce, sistem închidere. Am presupus că un fermoar undeva. Sau nastru, nu știu ce. Așa. E că cel mai probabil o persoană cu mai multă imaginație decât am eu ar mai găsi lucrurile. Da, ceva care să nu știți. Și cu cunoștință, da, asta am să zic. Da. Bun, ce înseamnă asta? Noi nu stai să facem descrieri, povești nemuritoare, cum să prezentăm, cât de sentiment sublim îți generează rochia asta, când o vezi și asta. Măcar la nivelul ăsta, dacă am putea să documentăm o parte din, sau o bună parte din produsele noastre, am putea să facem lucruri de care îți spunea Florin mai devreme, și anume acele filtre care chiar să aibă și conținut și să poate putem răspunde cu ele unora din alea 300 de moduri în care oamenii caută și să targetăm mai 1.200.000 de lei. Bun. Deci e foarte bine să facem așa. Așa, ce schimb asta. Bun. Ce trebuie să mai facem apoi? Nu, apropo, trebuie să ajungem la 12 aici. Nu mai mult. Bun. Canalizare variante de produse. În fashion, și în alte domenii, dar în fashion am observat cel mai mult, există chestia asta, se cheamă diversitate, nu știu. Așa. În care o rochie, ce să vezi, e disponibilă mai multe culori, mai multe mărimi, mai multe, nu știu, chestii. Acum, dacă platforma vă permite lucrul ăsta și orice platformă decentă ar trebui să facă asta, se adaugă un singur produs, de la care poți selecta toate lucrurile astea în momentul în care faci comanda. Selectezi mărimea, selectezi dimensiunea, selectezi croiul, culoarea și așa mai departe. Textura. Textura. Oricare de chestiile are. Deci, dacă platforma îți permite, faci asta. Dacă platforma nu îți permite, și cum de multe ori am văzut la platforme custom, la făcute cu tot felul de avioane, dar lucrurile esențiale par așa, rupte din realitate, și ești nevoit să adaugi aceste, aceste variații ca și produse diferite, până la o să muncești mult mai mult, asigură-te măcar că definești unul din item ca fiind element canonic, adică, nu știu, prima rochie adăugată, pe cea neagră, o definești ca fiind canonică, iar apoi varianta portocalie, roșie, mauve, gri, pui pe ele un element pe care ți-l pune programatorul, e ușor, care se spune că, de fapt, acelea sunt variante ale rochiei negre. Da? Asta va ajuta pe Google să înțeleagă mai bine site-ul și să nu mai ajungi în probleme de conținut duplicat sau conținut slab. Bun. User-generated content. Recenzii și imagini originale. Ce să vezi? Pe același sample de site-uri din portofoliul nostru, deci vorbim de acele 900.000 de accesări pe lună, ne-am uitat cât de mult trafic organic vine, de fapt, din image search. Adică, sunt nișe mai vizuale, cum să zicem că e și fashion-ul, în care oamenii se duc, caută rochii de seară și merg pe imagini și browse acolo până găsește ceva frumos, dă click pe aia, ce să vezi, e un magazin, o cumpăr. Da? Undeva la 8-12% din trafic organic vine în nișa voastră, trebuie să spun asta, noastră, da? Vine pe astfel de căutări. Acum ce ziceți? O fi important să fim și noi aici? Este foarte important. Bun, cum putem să fim aici? Având aceeași poză pe care o au toate cele 100 de magazine care comercializează modelul ăsta de rochie? Nu, nu o să reușim. Dar cum am putea face asta? Prin poze originale. Și aici, nu e o greșeală, e chiar o poză de centrală termică. Mi-a fost foarte greu să găsesc un exemplu de site pe fashion care să solicite poze de la clienți cu rochiile respective. Mă rog cu colegul meu Cosmin, aici de față, care a spus, știu eu un astfel de site. Vreau să te uiți la Seven Seas, că era interesant. Am găsit și m-am uitat, dar n-am găsit. Era foarte interesant. Nu trecuse de 12 minute, nu puteam să spun aici pe asta. Bun, ideea este că pe și Diva, nu știu, probabil nu e nimeni de aici, printre noi, dar ei fac foarte mișto chestia asta și chiar e de învățat. Și mai e un site de centrale termice. Centrale termice. Centrale termice, domnule, da. Aici nu se vede foarte bine, dar de fapt sunt poze foarte reale
de la montarea centralei, de la cum arată ea în casă și așa mai departe. Chestia asta, pe lângă faptul că ajută mai mult de mult la îmbunătățirea conversiei, lucruri pe care putem confirma pentru acest magazin, un magazin din portofoliul nostru, cresc foarte mult și șansele de a apărea în rezultatele de imagine din Google Search. Bun. Implementare microformate, schema audio. Sună complicat, știu. Practic, asta este o modalitate prin care modalele de căutare s-au înțeles că o să vorbească aceeași limbă și ne-au spus și nouă ce limbă vorbesc. Și noi, ca proprietari de site-uri, putem să le spunem programatorilor. Ce? Să le spunem programatorilor. Da. Să ne facă site-ul să vorbească în aceeași limbă pe care Google o înțelege. Adică, ce înseamnă? Într-o pagină de produs, există anumite bucățele de cod pe care poți să le folosești, astfel încât să-i spui lucrurile. Păi, asta e titlul produsului, asta e prețul produsului, asta e indicatorul de disponibilitate, dacă e în stoc sau nu, asta e ratingul și așa mai departe. Aici sunt câteva exemple de astfel de sintaxe pe care le văd, cum să zic, de nelipsit într-un magazin online de fashion. Poți să integrezi review-uri de la clienți, poți să integrezi rating și așa mai departe. Nu o să vă iubească programatorul când o să-i spuneți de chestia asta. Nu o să vă iubească, dar merită să-l bateți la cap pentru el. Control, crawling și indexare pagini, am scris acolo. Ce se întâmplă? Vă vesteam mai devreme de partea de crawling. Vine motorașul de la Google, nu știu dacă se vede bine, dar e vine cu foarte mare entuziasm pe site-ul vostru, tocmai l-a descoperit, e un site nou sau... Da? Și apoi se termină șmecheria, trece prin zeci de mii de pagini, de combinații, de filtre, de te ia durerea de cap și la sfârșit ajunge așa. Și zice, băi, m-a epuizat site-ul ăsta. Poate de ce mă, nici nu mai ajunge la sfârșit, după primele 2000 de pagini zice, lasă că mai vin și altă dată. Nu vrem să îl facem așa pe roboțelul de la Google, că atunci se supără vreme și nu mai revine. Și găsiți pe acest articol câteva moduri în care puteți să vă feriți de situația asta. Din nou, multe din ele vor necesita magical touch of programă, dar merită din plin. Și cred că ajungem la slide-ul 21, care e cel mai așteptat slide. Da? Asta. Da. Vă mulțumesc. Acestea au fost învățăturile mele. Către toți cei care vor avea trebuință despre o seamă de probleme SEO specifice în magazinul online de fashion, cum se pot reidentifica și rezolva. Și acum puteți să veniți la oricare din slide-urile trecute și să mă întrebați ce vreți. Pune-l pe la cu rochia și hai să facem ce vreți. Ce vreți? La care ceva întrebări. Deci dacă rochia ajunge pe stoc 0, trebuie să dăm două sticle de vin, deci. Ah, da. Hai să vedem. Primele două sugestii de ce ați chestia mai putea pune aici. Cea mai bună dintre aceste două sugestii. Accesorizare. Ai voie? Să participi. Am. Nu știu mai. Băi, stai, mă. Eu înțeleg că nimeni nu dorește
ca magazinului să fie asociat cu produse ieftine sau ce, decât dacă cu adevărat asta e direcția de business pe care ți-ai ales-o și ți-ai asumat. Și atunci o soluție pe care am mers și care am văzut că funcționează, este ca pagina de filtru după preț ascendent să o faci crolabilă și indexabilă de Google pentru acea sintagmă, adică adaugi cuvântul ieftin, fix, doar atunci când se aplică filtrul de preț ascendent. Altfel, pe categoria rochii de seară, e normal, rochii de seară, până brand. Dar când se aplică filtrul de preț ascendent, devine rochii de seară ieftine, nume brand, iar pagina e și crolabilă, și indexabilă, și de peste tot. Se face din către ea și așa mai departe. Sexy. Da. Să întreb eu ceva. Da. Sexy, nu. Sexy era un atribut al voi. Mai e subiectiv asta. E subiectiv, nu e subiectiv. Este un am înțeles că vrei să vrem vino aici. Asta e care dușoam. Vreau să întreb. Mai văd pagini de internet care au, în loc să facă o descriere cât mai detaliată, pun în josul paginii undeva, văd uneori chiar o listă așa de mare de cuvinte cheie. Uh-huh. Chestia asta este ok? Nu știu cum o vede Google-ul, cum e pentru... Google o vede așa cum e. Adică o listă de cuvinte cheie. Acum, faptul mi se pare urât când oferă. Da. Nu-mi place. Bine, el nu cred că gândește în termen de urât, nu-i foarte... Da, ok. Asta este iar atribute interesante pentru tine. Urâtă frumoasă. Cine ar vrea să vândă rochii urâte? Mă gândesc. Mie, de exemplu, mi se pare disperare în momentul în care văd o pagină întreagă de cuvinte aruncate. Da. Dar cel mai probabil, oricum, acele cuvinte mai bine generale la nivel de tot site-ul sau de toată categoria. Da, sau, și atunci acolo toate... Da. Ce e ok în niciun caz. Adică, măcar dacă tot te-ai gândit la acele cuvinte pe care vă spun că sunt relevante, luate individual așa, ai putea să le pui într-un fel de context. Adică... Tag-urile sunt un lucru separat, să zic așa. Oricum nu e destul de normal să ai ok câte tag-uri o să ai. Și sunt greu de gestionat tag-urile. Sunt greu de gestionat, adică de fiecare dată când este un produs, să pun toate tag-urile, adică ce ar trebui să trebuie și mai mult în trebuie. Și din atribute poți să generezi și tag-uri. Scuze. Am găsit căptușeală, dar s-a umblat. Căptușeală, băi, merită, aia aici trebuie să fie. Și ce valoare ar putea să aibă, nu da sau nu așa, căptușeală, poate și nu. Am și o întrebare, dacă Google te clasează cu prima poziție, cu un cuvânt cheie important, dar te clasează cu pagina de blog, cum îl faci să te aducă pe magazin? Ok. Primul rând și chestia one-on-one este să pui în acea pagină de blog un link cu anchoră exactă către landing page-ul de care ai tu nevoie. Uh-huh. Da? Apoi, poți să te uiți la landing page-ul de care ai tu nevoie, dacă nu cumva are ăla niște probleme care îl împiedică să fie. Crolabil, indexabil și așa mai departe. Apoi, profilul lui de anchoră. Poate că ne ferim cu toții de exact meciuri așa foarte tare, dar ce să vezi, că toată chiar e nevoie și de un exact meci, adică să-i mai spui și Google, bă, cu pagina asta chiar despre asta e vorba. Da? Și de cele mai multe ori se rezolvă lucrurile. Dacă nu se vrei să enforcezi chestia asta un pic, un pas mai încolo, poți să pui și un canonical în pagina de blog, către pagina de categorie, presupun, chiar că nu e același conținut, dar oricum ele n-au cum decât să fie foarte pe același topic, pentru că altfel nu ar arăta opa aia acolo. Da? Deci ăsta ar fi pasul următor. Dacă nu s-ai nici asta, nu vrea și chiar vrea, poți să o scoți de la indexare pe asta și să faci, adică, sau să-i faci un 301, da, adică... Și încă o întrebare legat de numele magazinului. Uh-huh. Nu știu dacă am înțeles foarte bine, dar de anul ăsta chiar îți scădea în poziții magazinului cu denumire a domeniului din care fac parte. Nu faci niciodată asta, să te scadă pentru cum te cheamă. Cel mai sigur și ce e de atât de timp și sau ce mai un avantaj. Nu va mai fi un avantaj. Uh-huh. Te cheamă lingerie de parte, păi e ca și cum te-ar chema Mixi de reparații mașini de spălat. Da. Da, ce de ce nu mai sunt, ar fi o discriminare pe cuvinte cheie, într-o cuvinte cheie, cu un com, cu ce vrei tu ca și domeniu, nu mai există aproape. Manichior, corect. Da. Deci nu mai e ce să mai alegi. Însă de cele mai multe ori știm că aceste domenii au o destul de mare vechime și multe din ele vin cu un bagaj destul de nesănătos de linguri. Că prin directoare, că prin alea, că prin alea.
Și atunci, nu neapărat că îl va penaliza Google-ul pentru că îl cheamă mașini de spălat în rom, ci îl va penaliza pentru tot bagajul ăla pe care îl are în spate, dacă nu, cumva, l-a periat un pic. Un dizavou, un... niște lucruri. Și diferența între nișe și generalități, adică așa? Adică Google acționează mai rapid pe domenii generale, dar mă refer aici ai PNC, nu știu, Rocky și așa mai departe. Ce acționează mai rapid pe? Adică am văzut, au fost schimbări în Google, da? Iar pe o anumită nișă de piață, lucrurile s-au schimbat mult mai greu. Mult mai greu în poziționare. Dar noi vedem asta la update-uri, care noi vorbim în termen de propagarea lucrurilor, a unui update, de exemplu, către pe toate, știu că sună, pe toate Google-urile. Da. Dar eu adică nu le sunt întrebări acum. Dacă s-a schimbat ceva din septembrie. Multe s-au schimbat. Păi numai acum, în primul trimestru, au fost vreo 3 update-uri majore. Da, dacă s-a schimbat chestia asta din septembrie. Că e clar că înainte se acționa mai greu, se ajungea mai greu cu update-urile pe nișe. E clar că controlul de control oricum tratează diferențiat tipurile de query-uri și cu siguranță sunt factori de ranking care au ponderi diferite în funcție de nișe. Adică există nișe care prin natura lor atrag un număr de link-uri și altele care prin natura lor sunt mult mai așa. Cu siguranță, acum cred că e foarte dificil de spus că Penguin, de exemplu, a început să fie activ mai întâi pe IT și după aia ajungi și la fashion și după aia ajungi și la astea. Nu cred că funcționează în stilul ăsta. Cred că mai degrabă, dacă ar fi să pun, să fac o diferențiere și ce se vede la nivel de TLD-uri, ok, adică s-a lansat în pe piețe foarte, foarte mature și apoi ajunge și la noi vorbitorii de limba română, mândri vorbitori de limba română, un pic mai târziu. Avem o întrebare acum, tate, minunat. Da. Pentru că industriile de fashion și de beauty se bazează foarte mult pe vizual. Da. Cam cât de necesară mai este asocierea de termeni de vizualurile respective? Adică mai ține Google chiar așa de mult cont de ele cum făcea în ceva timp? Sau nu prea se mai uită la termenii care sunt asociere? Poze, la imagini, da? La imagini, cum te numești, alturi și așa mai departe. Avem experiențe și trebuie să povestesc mult mai bine aici, de site-uri care ranchează și rankau și ranchează foarte bine, fără un mega conținut în pagină, adică pagină făcută doar din poze, de-aia compensează la altceva. Compensează la engagement-ul utilizatorii și la cât de căutată e în mod direct, prin căutări pe brand și prin accesări directe. Deci dacă le ai pe astea, dacă ești un, reușești să creezi bazul necesar sau ești un brand suficient de bun încât să-ți permiți să ai un landing page din 3 poze și din așa, e foarte posibil Google-ul să te recunoască și să te susțină în continuare. Pe baza acestui bază de brand, pe baza profilului de link-uri pe care oricum cel mai probabil l-ai acumulat în mod natural, dar când ești mic, nu funcționează. Trebuie să îi dai text de mâncare la... Adică să înțeleagă, să poată să scrieze topica site-ului tău, să poată să înțeleagă noțiunile relevante acolo și doar așa. Okay. Poți telefonul ăsta, poza asta pentru Google e oricum o matrice de pixele, adică momentan. Poți să ajung în timp să înțeleagă mai bine decât o faci acum. Sunt convins, dar în prezent trebuie să spunem dacă ai niște. Mai avem o întrebare? Conversion, binesu.ro, Web Digital, Performance, Retargeting și Digital Workforce.
Iar evenimentul a fost susținut de către partenerii media Creative News, Agile Media, Impact Hub, iCreates, ProfiChat, SEO Monitor, Softlead și Web Armada. Mulțumesc frumos și înainte să vă doresc o seară frumoasă, trebuie să dăm sticlele de vin. Dacă poți să dau și una din ele, că am avut mai multe întrebări, tu cred că n-ai putere. Ai avut întrebare, ești tot cu căptușala, dar nu merge, nu știu. Cred că de aici am mai primit ceva întrebări. Mersi, am venit cu ultima sută de întrebări. Cu ultima sută de întrebări. A fost bine? Și a fost la fel. Nu știu pe ce am luat, dacă tot. Păi, nu. Mulțumesc frumos!